Vreau să pun o întrebare pentru toți cei care slujesc, că slujesc în față sau în spate. Câtă din slujirea ta o faci pentru laudă? Câtă din slujirea ta o faci ca să se zică, bă, ce voce are? Bă, dacă îmi cântă ăsta, mă, nu cântă nimeni. Mă, dacă îmi predică ăsta, nu predică nimeni. Mă, dar câți bani dată ăsta, frate, la biserică, când l-am afișat acolo cu 120.000 de dolari, zice, mă, extraordinar, zice. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că după slujirea noastră, biserica trebuie să rămână cercetată, nu impresionată. Mare, mă, uite în ziua în care trăim. Dacă ai 7 câini și 3 pisici, nu te judecă nimeni. Dacă ai 7 fete și 3 băieți, să vezi lovituri. Dragii mei, întrebarea omului smerit, nu-i ce zic frații, întrebarea omului smerit e ce spune Dumnezeu despre mine. Frații cântau cântarea Cântă ca David, m-am gândit la 1 Samuel 16 cu 18. Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis, iată, am văzut pe un fiu al lui Isai Betleemitul. Și acum haideți să vedeți, ca să fugă duhurile, unde e cel mai important. Care știe să cânte, el este un om tare și un voinic și un războinic, vorbește bine. Dacă le luăm pe rând, ne-ar trebui vreo oră să le luăm pe fiecare pe rând. Este frumos la chip și cel mai important, și Domnul este cu el. Dragii mei, diavolul nu fuge că facem noi terță, sau sopran, sau alt, sau bas. Sau că știm bine să cântăm la acordeon, sau la bas, sau la eufoniu. Diavolul fuge, știți când fuge lupul de oaie? Când stă lângă păstor. Când oaia stă lângă păstor, lupul fuge de oaie. De aceea îmi doresc toți de aici, de la Mare, să stăm lângă Dumnezeu. Frații și surori, eu în seara asta am înțeles ceva destul de greu de la David. Știți că odată David în viața lui a suferit de reumatism? Spune Psalmul 32 că David a suferit de reumatism. Ascultați, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Oameni buni, vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. Știți că uneori cauza unor boli fizice pot să fie păcatul? Poate fi păcatul? Și Iov a avut o boală, se numea psoriazis. Așa spun doctorii care au studiat istoria lui Iov, că a avut psoriazis. Și pentru aia se scârpina în continuu. Diferența dintre David și Iov a fost următoarea. David a avut ce să mărturisească. Au avut un păcat la activ. Iov o zis, Doamne, eu știu că am trăit frumos înaintea Ta. Întrebarea mea pentru dumneavoastră și pentru mine astăzi este următoarea. Să știți că dacă suntem pocăiți, nu scăpăm de boli. Dar comportamentul în boală, în suferință, în probleme, e foarte diferit. Dragii mei, în momentul când trăiești cu Dumnezeu și ai cazierul curat, când vine necazul, știi că e încercare și nu pedeapsă. Știi că e încercare și încercarea lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. Slăviți să fie Domnul! Dar dacă ți-ai permis să te uiți la pornografie, să trăiești în curvie, să-ți faci de cap, să trăiești în mândrie, să trăiești în batjocoră, să trântești ușa în față la maică-ta și la taică-to, când o să vină necazul, nu o să fie încercare, ci o să fie pedeapsă. Și zic, Doamne, păzește-ne de asta! Dar să știți că Dumnezeu ne păzește, dar mai întâi trebuie să ne păzim noi. Cain, păcatul pândește unde? La ușă! Și unii au ușă de 100 de dolari, alții au ușă de 2000 de dolari. Întrebarea mea este, cât ai investit în ușa inimii tale? Frații și surori, stimați tineri, sunt și tineri aici în această seară, vreau să vorbesc despre un păcat care nu prea l-am auzit predicat în biserici. Și vreau să vorbesc despre păcatul mândriei. Am auzit oameni puși la disciplină pentru imoralitate, dar n-am auzit încă om pus la disciplină pentru mândrie. Știți că e un păcat care face ravagii în biserică la ora actuală, în bisericile noastre la ora actuală? Știți ce striga Duhul Sfânt? Apleacă-te la cuvântul meu.
Dragii mei, Biblia spune aici în Psalmul 32 că David a înțeles un lucru, că trebuie să se mărturisească. Știți că omul mândru nu poate să se mărturisească? La ăla să mă duc să mă mărturisesc, spune, la păstorul ăla, la prorocul ăla, el întotdeauna va găsi motive. Dragii mei, este un păcat foarte greu de depistat. Pe omul care fumează, chiar dacă mâncă multă gumă, îl simți la un moment dat. Pe omul care se droghează, până la urmă îl prinzi, pe omul care fură, îl prinzi până la urmă. Dar pe omul mândru, s-ar putea să treacă și 40 de ani și să nu-l găsești. Mândria e cea mai periculoasă când se ascunde sub masca unei smerenii false. Știți că este și o mândria smereniei? Doamne, păzește-ne de ea! Dragii mei, vreau să ne uităm astăzi. Biblia pune acest păcat printre cele mai mari păcate ale Bibliei. Și spune, Doamne, păzește-mă, ferește pe robul Tău de mândrie, ca să nu fiu vinovat de păcate? Bun, și acum întrebarea unor tineri va fi, frate Cristi, înseamnă că alea mici le putem face, nu? Alea mari nu. Dragii mei, Biblia spune, nu ca și permisivitate, ci ca și consecințe. Toate păcatele duc în iad. Să știți. Dar sunt păcate, dragii mei, care ca și consecințe, au consecințe tragice și aici și dincolo. Și ăsta e unul din păcatele grele și mari. Mândria. Vreau să ne uităm la omul mândru, să vedem câteva caracteristici. În primul rând, dragii mei, omul mândru se uită de sus la alții. Omul mândru se uită de sus la alții. Întotdeauna când va trece cu mașina prin oraș, el se va uita de sus la alții. Când va intra pe culoar în biserică, se va uita de sus la alții. Știți că Biblia spune în Luca 16 despre un om care a ajuns în locuința morților, în chinuri. Și de acolo, din iad, unde s-a uitat? În sus. Dar vreau să vă spun de ce. Oamenii care în locuința morților, în iad, se uită de jos în sus, sunt oamenii care toată viața, când trăiau aici, se uitau cum? Simplu, de sus în jos. Mergea bogatul ăsta afară și afară era un om plin de bube și se uita de sus. Să muncească dacă îi trebuie bani. Să-și plătească insurance-ul dacă îi trebuie vindecare de bubele astea. Să stea cu câinii. Și de sus se uita la el. Știți că într-o zi Dumnezeu l-a dus în așa stare încât s-a smerit. Numai vreau să vă spun că smerenia din iad nu-i mai primită înaintea Domnului. Dragii mei, psalmistul spune ceva frumos pentru noi. Îmi ridic ochii spre munți. Adică câtă vreme trăiesc, Doamne, nu mă uit de sus la alții. Doamne, câtă vreme trăiesc, eu din vale mă uit la munte. Dar nu mă uit la Everest, nu mă uit la Himalaya. Doamne, eu din vale privesc în sus, că undeva acolo sus se unește muntele cu cerul și într-o zi răspunsul la rugăciunile mele va veni din cer, de la Tatăl Luminilor. Slăvit să fie numele Lui! N-ai vrea astăzi ca tânăr, ca mamă, ca tată? Oameni buni, n-ați vrea în această seară să ne uităm în sus? Că de acolo ne vine izbăvirea. De acolo într-o zi Dumnezeu spune, pe oamenii care se uită de jos în sus, îi voi ridica eu. Și când Dumnezeu te ridică, nici Trump nu te poate da jos. Slăvit să fie numele Lui! În al doilea rând, dragii mei, Dumnezeu ne spune astăzi că omul mândru pune preț mai mult pe ceea ce are decât pe ceea ce este. Și în America, și în România, și în Europa am văzut lucrul acesta. Dragii mei, vreau să vă spun că trăim într-o lume a Hollywoodului. O lume care te clasifică după păr, după sprâncene, după buze, după trup, după mașini, după case, după conturi bancare, după American Express, după lucrurile care se văd. Și trăim într-o lume în care dacă ai și te încrezi în ceea ce ai și te lauzi cu ceea ce ai, ești un om de succes. Am o veste bună să vă spun în această seară. Dumnezeu nu ne clasifică după ceea ce avem. Dumnezeu ne clasifică după ceea ce suntem. Și dacă suntem copiii Lui, suntem cei mai bogați oameni de pe pământ. Slăviți să fie numele Lui.
Oameni buni, trăiți în niște vremuri și trăim în niște vremuri în care diavolul spune, lasă-i pe bătrâni să meargă marți la rugăciune. Lasă joi la biserică să vină ăia care umblă cu baston și cu ochelari de 3,5 dioptrie. Tu du-te și fă bani, că aia ai valoare. Nu vreau să mă înțelegeți greșit, nu-i păcat să ai în viață. Păcat e când ceea ce ai depășește ceea ce ești. Și dați-mi voie să argumentez biblic ceea ce spun. Biblia spune despre Iov și toți știm că a fost un om bogat. Oameni buni, ascultați-mă, prima bogăție a lui Iov și cea mai mare bogăție, omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Adică în viața lui Iov, pe primul loc a fost bogăția spirituală. Pe locul 2, bogăția familială. A avut 7 fii și 3 fete, 10 copii. Da, cu o singură soție. A primit copiii ca o binecuvântare. Mă uit în ziua în care trăim. Dacă ai 7 câini și 3 pisici, nu te judecă nimeni. Dacă ai 7 fete și 3 băieți, să vezi lovituri. Dar nu cred că e cazul la voi, vă sunteți pocăiți, Doamne să vă binecuvințeze. Uitați-vă cum s-au schimbat valorile lumii. Pe locul 2, familia. Pe locul 3, doar pe locul 3 era materialul la Iov. Și pe locul 4 era poziția socială. Cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Dragii mei, vine diavolul și spune, Dumnezeule, vreau să spun ceva. Dacă iau lui Iov ceea ce are, copii, da, familie, bogăția materială și poziția socială, te va blestema în față. Îți scoate foaia membrală și merge în altă parte. Nu mai vine la cine, gata, dacă Dumnezeu i-a luat. Și Dumnezeu spune, ia-i, că bogăția lui Iov nu stă în aia. Nu stă. Și când a rămas fără nimic Iov, a zis, Domnul a luat, Domnul a dat. Și până aici mai spun unii sau alții, dar să poți să spui numele lui fie binecuvântat. Frați și surori, hai să ne punem întrebarea astăzi, pe ce punem preț? Am văzut, mai ales la tineri, dacă cumva li s-a stricat iPhone-ul, imediat a intrat în panică. Dacă cumva și l-a pierdut, imediat a intrat în... Dar dacă cumva și-a pierdut Biblia, nu a intrat în panică. Dragii mei, știți că Dumnezeu e mai preocupat de caracterul meu decât de confortul meu? Care sunt prietenii care îi ai? Știți ce spunea David? Sfinții care sunt în țară. Adică o zis David, eu când vreau să-mi fac prieteni, nu mă uit la ceea ce au în primul rând, ci mă uit dacă sunt sfinți. Ce frumos ar fi să avem toți prieteni sfinți. Ăștia nu sunt 4700 ca pe Facebook, sunt mai puțini un pic. Sunt 2 sau 3 poate. Dar ăia 2 sau 3 când ești în necaz și le dai un telefon, stau cu tine în zi de post, se pleacă pe genunchi și Dumnezeu îi ascultă. În al treilea rând, dragii mei, omul mândru mai are o caracteristică destul de gravă. Nu ascultă de slujitorii Domnului. În Deuteronom 17:12, Biblia spune, la un moment dat, omul care din mândrie nu va asculta de preotul pus acolo ca să slujească Domnului Dumnezeului tău, sau care nu va asculta de judecător, omul acela să fie pedepsit cu moartea, să scoți altfel rău din mijlocul lui Israel. Am pățit-o și eu. Mi s-a spus, tu la 31 de ani mă înveți pe mine? Tu te uiți măcar să vezi în ce an ești născut. Cum adică tu îmi spui mie ce să fac? Frații și surori, ascultați-mă bine, omul smerit și de la un copil de 4 ani are ce învăța. Și omul mândru nici de la un om de 80 de ani de pocăință nu vrea să învețe. Știți că Dumnezeu astăzi ne cere să ascultăm? O veni Naaman. Câteva mii de dolari valorau hainele care le-au dus la Elisei. Talanții ăia valorau o avere mare. Și au venit încărcat Naaman. Și acum gândiți-vă, eu m-am tot gândit, de ce nu a ieșit Elisei afară? Știți de ce nu a ieșit Elisei afară? O zis Elisei, mă, dacă ies afară, cred că exact 42 cât por la cămașă, exact 42 cred că e haina. Ați înțeles, nu? Mă, dacă ies afară, banii ăia care mi-i dă Naaman, cred că ăia sunt exact cât am eu datorie, zice. Și după ce mă binecuvintează așa cu multă avere, nu o să mai pot să-i spun, bă, Naamane, du-te acum și bagă-te în râu. Nu? Și Elisei a stat în casă și a zis către Gehazi, du-te tu. Și spune Gehazi către Naaman, du-te și scaldă-te
în Iordan. O vrut să asculte omul acesta. Nu a vrut. Pentru că întotdeauna, dragii mei, mândria spune, eu nu vreau să ascult. Frați și surori, vreau să vă spun astăzi că pe omul care ascultă, Dumnezeu îl binecuvintează. Vrei să fii un om care ascultă? Ca și slujitori avem la mărturisire zeci de cazuri. Tineri care au spus, îmi pare rău că n-am ascultat de mama. Și am trântit ușa în față când am avut 18 ani. Îmi pare rău că n-am ascultat. Frate Cristi, după 20 de ani de căsătorie, îmi pare rău că n-am ascultat. Să mă las de păcat înainte să intru în căsătorie și să trăiesc în sfințenie, îmi pare rău. Dar am fost prea mândru ca să primesc un sfat. Am crezut că dacă la mine la nuntă chem pe cel mai bun predicator din America și cea mai bună trupă de cântare, Dumnezeu nu se uită la păcat, se uită numai la camerele video și la cine cântă și cine predică. O, ce grele vremuri trăim astăzi! Îi spui la cineva, uite-te un pic la copilul tău, ar trebui un pic să ai grijă de el. Dar auzi, dar tu pe ăla nu-l vezi. Dar pe fata lui aia nu-l vezi. Acum 20 de ani, dragii mei, dacă al atenționai pe cineva de copilul lui, îți mulțumea și spunea, mulțumesc, frate păstor, Domnul să te binecuvinteze că mi-ai spus. Acum te pune pe internet dacă cumva te legi de pruncusul. Bine, nu e cazul la voi, Domnul să aibă milă, să vă binecuvinteze, dar am întâlnit cazuri. Apoi, dragii mei, vreau să vă spun că omul mândru mai are o problemă, este disperat după atenție și după laude. Este disperat după atenție și după laude. Predica lui, cântarea lui, dărnicia lui, tot ce face el va fi făcut ca să fie văzut și aplaudat de oameni. Dragii mei, vreau să vă spun că omul mândru va ține cont mai mult de ceea ce spun oamenii despre el decât ce spune Dumnezeu despre el. Despre Saul, Biblia spune în 1 Samuel 15:30, Saul a zis iarăși, am păcătuit, și până aici zici, mă, dar ce pocăit a fost omul ăsta. Uite că o s-a recunoscut. Atenție, atenție. Sub masca smereniei false s-a ascuns mândria. Am păcătuit. Acum, te rog, lasă-mă pe ultima bancă și nu mai pune la predică 2 ani de zile, că am păcătuit. Așa au zis, nu? O, ce bine era dacă spune asta. Acum, te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel. Adică o zis omul ăsta, mă, zice Samuel, adevărat că am păcătuit, acum toți păcătuim, frate. Dar auzi, omule bun, hai să spun ceva. Ce o să zică frații, mă? Ce o să zică surorile de mine? Dragii mei, întrebarea omului smerit, nu-i ce zic frații, întrebarea omului smerit e ce spune Dumnezeu despre mine. M-aș bucura Dumnezeu să spune despre noi că suntem copiii Lui. Frații și surori, să știți că Dumnezeu îi spune lui Saul în capitolul acela, când erai mic în ochii tăi, completez eu, erai mare în ochii mei. Și acum, Saul, ești mare în ochii tăi, vrei să fii mare în fața poporului și tare mult te-ai micșorat în ochii mei. Știți că Dumnezeu, am înțeles în seara aceasta un lucru, Dumnezeu face lucrări mari cu oameni mici. Nu vrei să fii un om mic? Dragii mei, Dumnezeu face lucrări mari cu oameni mici și lucrări mici cu oameni mari. Ne vom surprinde în cer într-o zi când oameni pe care i-am văzut mari vor fi undeva lângă ușă și oameni pe care n-am dat nimic, 2 lei, o să fie poate acolo în față. Așa înalt era Saul când era smerit, încât nu-l găseai printre vase. Eu încă n-am văzut să fie ordinare în vreo biserică. Da? Să înceapă ordinarea, să fie puși frați în slujire și să nu găsești pe prezbiter. Mă, dar unde e fugit? N-am văzut asta până acum. Era ziua ordinării lui Saul ca împărat și nu-l găseai. Ni să-i faci un selfie, să-i faci o poză, să-l pui pe Facebook, dea niște like-uri. Nu-l găseai. Era undeva ascuns Saul și atunci când tu te ascunzi, Dumnezeu te scoate în față. Și când ești tu în față și trăim o vreme când oamenii fără dar dau din coate. Și trăim o vreme când oamenii cu dar spun, frate, lasă pe altul. O, ce vremuri trăim astăzi. Dragii mei, mă gândesc la Irod când a ieșit în fața mulțimii și a spus ăștia, glas de Dumnezeu, nu de om. I-a crescut inima în el. Știți că în momentul acela Dumnezeu a rostit judecata peste el? Vreau să pun o întrebare pentru toți cei care slujesc, că slujesc în față sau în spate. Câtă din slujirea ta o faci pentru laudă? Cât din slujirea ta o faci ca să se zică, bă, ce voce are? Bă, dacă îmi cântă ăsta, mă, nu cântă nimeni. Mă, dacă îmi predică ăsta, nu predică nimeni. Mă, dar câți bani dată ăsta, frate, la biserică, când l-am afișat acolo cu 120.000 de dolari, zice, mă, extraordinar, zice. Frații și surori, fost un frate în România, au cântat 20 de ani la acordeon.
Și după 20 de ani într-o biserică de la țară, Duhul Sfânt a ieșit înainte prin dar de prorocie și a strigat: bărbatule, când vei începe să cânți și pentru mine? După 20 de ani? După 40 de ani? Dragii mei, știți ce spune Isaia 42:8? Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea. Elicanomen ados tibreltofa. Slava mea nu voi da altuia. Și nici cinstia mea idolilor. Și am început să ne facem și noi staruri în bisericile penticostale. Și idoli. Și știu fete care își cumpără ceas cum își cumpără X. Și nu zic nume. Și știu fete care își cumpără telefon cum își cumpără X, care cântă și care face nu știu ce câte. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că după slujirea noastră, biserica trebuie să rămână cercetată, nu impresionată. Și spun, amin! Slăviți să fie numele Domnului! O, ce frumoase ar fi serviciile divine, că nu omul contează. Că nu trebuie să spui profesor, doctor, lector, doctorant, X. Nu trebuie astea. Când spui robul Domnului, Elicanomen ados, Doamne, mai ridică astfel de oameni. Spunea un frate printr-o poezie, când am cântat cu inima ușoară, fără de grijă, un cântec alentat, mi se părea că îngerii coboară în ritmul veselie de chitară. Știu însă azi că atunci n-am cântat. Dar când am fost cu inima mâhnită, sub cruce apăsat și împovărat, n-a fost nici melodie strălucită, nici vers de poezie iscusită, dar știu atunci, știu acum că atunci am cântat. Când am cântat ca să se audă bine, cu sunet sigur, bine intonat, să nu mai cânte nimeni ca mine și să fiu lăudat de oricine. Oricum aș fi cântat, n-a fost cântat. Dar când am fost cu inima zdrobită și către Domnul bun am suspinat, rugându-L să mă scoată din ispită, și vocea mi era în lacrimi topită, nu se auzea nimic, dar am cântat. Doamne, mai adu astfel de cântări, astfel de predici. Și în al cincilea rând vreau să vă spun un lucru care nu e frumos să vi-l spun. E greu să vi-l spun, dar Domnul mi-a spus în Arizona, în urmă cu 2 săptămâni, bagă plugul mai adânc, că e mare păcat în biserici. Știți că omul mândru mai face din păcate un lucru? Batjocorește pe cei smeriți care umblă cu Dumnezeu. Asta face omul mândru. Trăim într-o vreme când omul firesc, în loc să se pocăiască, dă în ăla duhovnicesc. Iară tu cu Biblia, zice. Iară tu cu zi de post, zice. Iară tu vii acum să ne înveți pe noi. Dragii mei, Proverbe 21:24, cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor. Știți ce spune Eliab către David când vine David acolo să lupte cu Goliat? Du-te și vezi-ți de oile tale, mă! Uită-te la mândria inimii tale! Biblia nu spune că David a fost un om mândru, Biblia spune că Eliab a fost un om mândru. Dar știți că am întâlnit oameni care, ca să-și ascundă păcatul lor, dau un păcat altuia? Dragii mei, Biblia spune, înainte să iei paiul din ochiul altuia, să iei bârna din ochiul tău. Că nimeni nu merge la un doctor care nu vede bine, nu? Nimeni. Vreau să ne uităm, dragii mei, în a doua parte a mesajului, ce face Dumnezeu cu oamenii mândri? Ce face Dumnezeu cu oamenii mândri? În primul rând vreau să vă spun că Dumnezeu pe oamenii mândri îi avertizează, pentru că e un Dumnezeu plin de milă și de îndurare. Îi avertizează. Ascultați, Daniel 4:27, de aceea împărate, placă sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește cum? În neprihănire, rupi-o cu nelegiuirile tale și ai milă de nenorociți. Și poate că ți se va prelungi fericirea. Eu avertizat Dumnezeu, l-a avertizat pe acest om. Știți că în al doilea rând Dumnezeu dă timp și de pocăință? Dragii mei, din ziua când Daniel îi spune la omul acesta, rupe cu păcatul tău, până în ziua când omul acesta ajunge să fie aruncat afară în câmp ca boie. Ascultați, Daniel 4:29, după 12 luni, Dumnezeu, să știți că dă un timp de pocăință. Și sunt oameni care, la care le totul le merge bine, deci trăiesc în păcat. Și știți ce spun oamenii ăștia? Frate păstor, zice, frate presbiter, vezi? Deși în jur blastăm, trăiesc în păcat, Dumnezeu mă binecuvințează. Vreau să spun ceva astăzi. Roman 2:4, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință?
Dumnezeu ți-a comportat bine cu tine, că vrea să te câștige prin îndurare, prin milă, prin bunătate. Nu înseamnă că meriți bunătatea Lui, nu înseamnă asta. Nu înseamnă. Dar avertismentul Lui este, vezi că ești în perioadă de așteptare. Uitați-vă la oamenii, dragii mei, care sunt bolnavi de cancer. Când sunt în perioada aceea de tratament, acolo sunt concentrați. Nu? Pentru ei nu mai contează mașina, iPhone X sau orice altceva, nu mai contează. Mai, acum am tratamentul, mă zice, acum trebuie să mă rezolv asta. Doamne, dă-ne putere să înțelegem vremea cercetării care ne-o faci. Apoi, dragii mei, să știți că Dumnezeu mai face ceva, Dumnezeu le stă chiar împotrivă. Cunosc un caz în județul Hunedoara al unui om care a ajuns pe patul de moarte grav bolnav. Niște frați cu inimă mare s-au unit și au spus, mă, omul acesta e un om al nimănui, un om nepocăit, hai să stăm în rugăciune pentru el. Și în timp ce stăteau în rugăciune, Duhul Sfânt strigă printr-un proroc, nu vă mai rugați pentru acest om, că timpul de pocăință pentru el s-a sfârșit. Vremea cercetării pentru el s-a sfârșit. Oamenii s-au speriat, dar ce proroce e asta? Păi noi am crezut că atâta vreme cât omul respiră, are timp de pocăință. Nu e adevărat. Știți că faraon încă respira când avea inima împietrită. Și nu s-a mai putut pocăi niciodată. Și au mers oamenii și au verificat să vadă, mă, dar dacă Domnul a spus că i-a dat timp de pocăință, hai să vedem cum a fost timpul acesta. Știți că acest om a stat 20 de ani vis-a-vis de o biserică penticostală? Și când ieșau frații, îi scuipa, îi blestema, îi înjura, dădea cu pietre după ei. Și Dumnezeu a rădat un an, 5, 10, 15, 20. Și după 20 de ani a zis, stop. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu, spune Biblia, stă împotriva celor mândri. 1 Petru 5:5. Dar celor smeriți le mai dă har. Dragii mei, sunt aici în fața voastră pentru că Dumnezeu încă m-a mai dat har, deși n-am meritat. Deși poate l-am supărat printr-o vorbă, printr-o privire, printr-un gând, poate l-ai supărat printr-o faptă, pentru că te-ai smerit și ai spus, Doamne, nu merit. Nu merit. O zis Petru, pleacă de la mine, nu? Așa a spus. Știți că oamenii care așa de groaznic se văd pe ei încât spun, Doamne, pleacă de la mine, știți că ăia sunt oamenii lângă care Dumnezeu vine mai aproape? Dumnezeu nu pleacă de lângă oamenii ăia. Dumnezeu pleacă de la oamenii care sunt ca și gadarenii. Ce Doamne zice? Zice, vezi că să nu cumva să pierzi corabia, la 31 sfert ai vasul. Nu cumva să vii și pe la noi pe acasă. Și-a plecat Domnul Iisus Hristos, a plecat. Și vreau să spun, când pleacă Dumnezeu de la cineva, nu mai rămâne altceva decât diavolul. Dar eu vreau astăzi împreună cu voi să spunem ceea ce spune cântarea. Nu pleci de la mine, Iisus, strigă inima. Spre alții verși, Doamne, mă uit la altul și văd că vorbește în alte limbi la rugăciune. Văd că are milă din... Doamne, dă-mi și mie. Doamne, mă uit la altul și văd că după 20 de ani de America încă are lacrimi în ochi la părtășie, la cântare, la predică, la rugăciune. Doamne, vreau și eu. Doamne, mă uit cu invidie, nu? Știți că este o invidie bună? Când te uiți la ceea ce este omul, nu la ceea ce are omul și îl invidiezi. Te uiți la o fată care umblă cuvincios și o invidiezi. O, ce fain, m-aș bucura să fie invidie din asta în biserică. Să te uiți la un frate care se roagă din toată inima și să-l invidiezi, nu? Ce frumos ar fi. Și în ultimul rând, Dumnezeu, dragii mei, să știți că pedepsește pe omul mândru. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul asupra unui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii. Trupul i-a fost udat de roua cerului până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. Știți că totuși omul acesta, deși nu a auzit fanfară, cor în viața lui, o zis, Doamne, chiar și în pediapsă, eu cred că Tu ești Dumnezeu plin de milă. Știți că omul ăsta s-a smerit și s-a pocăit și Dumnezeu l-a readus ca și la starea dinainte? Dragii mei, în ultima parte a mesajului vreau să vă spun cum ne ferește Dumnezeu de mândrie. Cum ne ferește Dumnezeu de păcatul acesta mare al mândriei? Pentru că să știți că înainte ca Dumnezeu să ne folosească pentru nevoile altora, Dumnezeu vrea să ne învețe lecția ascultării și a smereniei. Și vreau să ne uităm la Elie în 5 minute. Dumnezeu ne... și la Pavel. Dumnezeu ne ferește de mândrie în primul rând folosind țepușul. 2 Corinteni 12:7. Ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri. Ce ai făcut, Pavel? Mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Vreau să spun ceva astăzi, ce am înțeles săptămâna trecută de la Domnul. Cu cât Dumnezeu se folosește mai mult de cineva, cu cât Dumnezeu îi descoperă mai multe taine din Scriptură, sau prin vedenie, sau prin prorocie, sau prin vise, cu atât omul acela va suferi mai mult. Să nu uitați lucrul ăsta.
cu atât omul acela va suferi mai mult. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu știe un lucru foarte important. Că suferința aia ne ține smerenie. Suferința aia ne ține smerenie. Țepușul poate veni printr-o boală, printr-o suferință, prin niște frați care nu veghează și te lovesc. Am văzut în bisericile noastre că mulți vor descoperirile lui Pavel, dar fără țepuș. Vreau să vă spun că Biblia e all inclusive. Așa e în Biblie. Auziți, Psalmul 23. Nu voi duce lipsă de nimic. Dragii mei, Dumnezeu când îți dă o descoperire, îți dă la pachet cu palme. Dumnezeu când îți dă un mesaj din partea Lui, îți dă la pachet cu pietre. Știți că scrie în Biblia asta. Ștefan predicase frumos în ziua aceea. Și oamenii în loc să vină cu harfa și cu bilă la biserică, știți cu ce au venit? Cu bolovan. Se uitau unul la altul, zice, a tău cât e? 4 kg, zice, a tău cât e? 20. Și când terminăm predica, când termină omul ăsta predica, îl scoatem afară și îl ucidem cu pietre. Acum vreau să vă întreb, așa e că atunci când ieșim afară, mulți am vrea să vedem cerul deschis. Dar fără pietre, nu? Dragii mei, astăzi vreau să vă spun ceva, Dumnezeu vrea să ne deschidă cerul. Dar vreau să vă spun că o face în timp ce alții ne lovesc cu pietre. Așa e că ai fost lovit cu pietre de multe ori. Știți că în timp ce suntem loviți cu pietre, slava lui Dumnezeu stă peste noi? Acum, întrebarea mea în biserica voastră, eu nu cunosc, pentru aia mi-e ușor să predic, că nu cunosc, dar Duhul Sfânt cunoaște. Ești omul lovit cu pietre sau ești omul care aprovizionezi cu pietre pe alții? Sau ești omul care dai cu pietre? Eu m-am uitat în textul acela cu atenție. Numai Ștefan a văzut cerul deschis. Numai Ștefan. Ăia alți nu au văzut, că dacă vedeau, se opreau să nu mai dea. Dragii mei, oamenii care dau cu pietre nu vor vedea cerul deschis. Iadul deschis. Dacă nu se pocăiesc. Dar oamenii care pot să sufere ocara, piatra, vânătăile, loviturile, și să se uite în sus și să spună, Doamne, iartă-i, vreau să vă spun că îl vor vedea pe Iisus Hristos, stând la dreapta lui Dumnezeu. Și într-o zi Iisus îi va întâmpina. Dumnezeu ne ferește de mândrie folosind țepușul. Dumnezeu ne ferește de mândrie folosind pârâul chiarit. M-am tot întrebat, Doamne, eu nu înțeleg, la prorocii lui Baal le dai tiramisu, cremeș, golden coral. Le dai bufea, să aibă de toate. Și pe prorocul tău internațional, pe un proroc de renume, tu îl trimiți să bea apă din pârâu? Dragii mei, știți ce înseamnă cuvântul chiarit? Cuvântul chiarit înseamnă tăiere, separare, suferință. Pentru că Dumnezeu știa ceva. Ilie, înainte să ajungi sus pe vârf, pe Carmel, tu trebuie să mergi în vale jos. Fraților, știți ce ușor e să stai în viață lângă fluviu? Să vină așa apa cu grămadă. Știți că uneori în viață trebuie să stăm lângă un pârâu care să curgă așa apă numai cu țărâită? Dar dacă recunoașteți și recunosc și eu, cele mai apropiate momente de Dumnezeu au fost în momentul când eram lângă pârâu. Eram acolo jos în vale și ne gândeam, oare o să mai fie vreun firicel mâine? Frații surori, îmi place mult de Ilie. Când a ajuns pe Carmel, când s-a rugat, n-a zis, Doamne, fă să se cunoască astăzi că fratele tău, Ilie, este cel mai bun proroc care s-a născut vreodată pe acest pământ. Nu. O zis, Doamne, fă să se cunoască că Tu ești Dumnezeu și eu sunt doar un rob. Pentru că Dumnezeu folosește pârâul ca să ne treacă prin școala smereniei. Și în ultimul rând, Dumnezeu folosește corbii. M-am tot întrebat de ce o să-i cap pârâul într-o zi. Ilie, care a avut putere prin Duhul Sfânt să poruncească ploii, să se oprească, nu putea porunci ploii să vină peste pârâu, să se facă fluviu? Dumnezeu nu ne-a dat voie. Știți că pârâul acela o secat ca să nu moară văduva de foame? Pentru că în viață, fraților, Dumnezeu uneori ne trece pe noi prin suferințe ca să putem mai târziu să fim un sprijin pentru alții. Eu mă gândesc că în timp ce Ilie se gândeam, dar cum se poate, mă, să sece și pârâul ăsta? Bine că ea de la Ahab au tot ce le trebuie și-s proroci falși. Și eu, proroc adevărat, mie înseacă pârâul. Dar în timp ce el spunea cuvintele astea, o văduvă se ruga acasă și spunea, Doamne, mai am 30 de porți de mâncare. Știți cum numărau cei din vechime? Ei nu numărau ca și noi, că n-aveau calculator sau, da? Foloseau pietrele sau oase. Imaginați-vă pe văduva aceea din Sarepta, având 30 de petecele și în fiecare zi când mânca o porție,
mai arunca câte o piatră. 20, 10, 15, 5. Și mai avea o singură petercică. Și o zis, o întreba copilul, mami, dar ce e asta? E ultima porție de mâncare care mai avem și apoi o să murim. Și în timp ce strângeau lemne de foc pentru ultima mâncare, la orizont se face praf în drum. Cineva venea și când se apropie, îl recunoaște că e Ilie. Dragii mei, mă gândesc la scena aceea care o cutremurat istoria. Mă gândesc la mama aceea care și-a strâns copilul de mână și-a zis, Dumnezeul nostru lucrează. Uită-te, vezi? Vezi cine vine? Ilie. Și acum, dragii mei, eu dacă eram în locul lui Ilie, când aș fi ajuns în fața văduvei, aș fi zis, așa vorbește Domnul, 5 tone de făină, 14 tone de ulei. Așa-mi face noi, că ne-i milă de oameni. Și Ilie ajunge în fața femeii și asta avea lacrimi pe față de bucurie. Și Ilie îi distruge lacrimile spunând următoarele cuvinte. Du-te și adu-mi un pahar de apă. Știți ce era cel mai rar lucru în vremea aceea? Apa. Femeia merge, se întoarce și în timp ce merge și se apropie să intre în casă, poate că se gândea, bine că nu mă cer o mâncare, ce bine că nu știe cât mai am. Și în timp ce dă să intre în casă, se aude vocea lui Ilie, fă-mi și o porție de o turtă. Și atunci inima văduvei se rupe. Și se întoarce către Ilie și spune, viu este Domnul că nu mai am decât o singură porție de o făină și de ulei, ultima mâncare și o să murim. Și Ilie se uită la ea și spune, nu o să muriți. Pentru că tu, văduvă din Sarepta, ai spus niște cuvinte, ai spus fără să-ți dai seama, poate, viu este Domnul. Frați și surori, Dumnezeu v-a călăuzit în America și pe noi în România până astăzi, pentru că e un Dumnezeu viu. O mărți văduva aceea și acum, eu în locul lui Ilie aș fi spus, mai întâi îți înmulțesc și apoi fă-mi turta. Ilie nu a făcut asta, Ilie a zis, mai întâi fă turta și apoi îți înmulțește. Credeți că nu i-a venit în minte la văduva aceasta în timp ce frământa turta aceea? Credeți că nu i-a venit în minte să zică, bă, dar ăsta e prorocul ăla, mă? Dar cum mănâncă el în fața unei femei și a unui copil mort de foame, mă? O, de câte ori n-avem și noi judecăți care nu-s bune în mintea noastră. Dar știți că Dumnezeu, înainte să ne binecuvinteze mult în viață, ne coboară până jos? Și vine femeia tremurând. Credeți-mă că vasul era deja gol. Și merge în fața la Ilie. Și Ilie apoi îi spune, du-te, după ce se șterge la gură și mănâncă bine, du-te și mai fă o porție. Știți ce spune Biblia? Ilie a stat multă vreme la văduva aceea. Și din două porții de mâncare, copilul și mama, ori mâncat 3 persoane luni de zile. Știți de ce? Că avem un Dumnezeu viu. Dragii mei, m-am întrebat și n-am predicat până la anul ăsta din acel text. De ce? De ce Dumnezeu nu i-a înmulțit să facă full la văduvă? Știți de ce? Pentru că dacă era full vasul a doua zi, ar fi zis către Ilie, Ilie, mulțumesc frumos, te mai chem și anul viitor. Până atunci o ducem tot în regulă. Așa, văduva mergea în fiecare dimineață la vas, cu credință dimineața. Și zicea către copil, hai să vezi, zice. Hai să vezi ce mare Dumnezeu, zice, mă. Ca seară nu mai era nimic. Și acum mai avem o porție, zice. Și uite că Dumnezeu e mare. Frate, soror, avem un Dumnezeu mare. Recunoaște-L în toate căile tale. Că ai copii sănătoși acasă și eu cunosc Spitalul Marie Curie din București. 40 de copii, 1-0, cancer. Și copiii trăiesc acasă și îți sar în brațe. Pentru că ai un Dumnezeu mare. Deschizi frigiderul și nu știi de pe raft ce să iei. Nu că n-ar fi pe raft nimic, ci pentru că e prea mult. Sau e mult. Și Dumnezeu te-a binecuvântat pentru că e mare. Dar nu uitați că pe Ilie l-a mai binecuvântat Dumnezeu și cu niște corbi. Eu dacă eram în locul Domnului, aș fi spus că te-ai porumbei să meargă în loc de corbi, nu? Dragii mei, gândiți-vă când venea corbul cu carne, se gândea Ilie, oare de unde a luat carnea, de câte zile expirată? Din animalul ăla mort, de unde o fi luat carnea, corbii ăștia, nu știu de unde o fi luat-o, oare de cât timp? De cât timp o trec cu carnea asta? Dragii mei, știți că Dumnezeu uneori în viață ne modelează nu prin porumbei, ci prin corbi? Asta face Dumnezeu. Și când Dumnezeu folosește corbii, îți taie din pretenții, din mofturi, din păreri. Vă dați seama că Ilie nu putea lua masa până nu vineau corbii. Ce umilință! Tu ca proroc internațional, cunoscut de toți și de împărat, și de președintele țării și de rege,
Tu să depinzi de doi corbi? Dacă uneori Dumnezeu vrea să ne zmerească, că dacă Elie n-ar fi mâncat din curea corbilor, n-ar fi mâncat nici la masă cu văduva mai târziu. Să nu uitați ce vă spun. Vă las o poezie de meditație la final. Pentru oamenii care de astăzi vor să umble smeriți cu Dumnezeul lor. Pentru oamenii care de astăzi vor să stea lângă Dumnezeu. Traian Dorzu a spus o poezie despre omul smerit. Omul care umble cu capul plecat. Ascultați, ia jugul lui Hristos pe umeri și trage lângă el la rând. Chiar dacă semeni numai lacrimi și umbli numai suspină. Uitați-vă, dacă plânge cineva în biserică asta, să uite, mă ce prost eu făcut, ce păcat eu făcut ăsta. Știți că sunt unii care plâng de dor după Iisus. Știți că sunt unii care plâng ca Dumnezeu să intervine la copilul care e plecat în lume. Întrebarea mea este, tu plângi sau te plângi? Plângi sau te plângi? Hristos cel Sfânt îi va cunoaște în sărăcie, nu în belșug. Căci mulți au stat cu El la mese, dar prea puțini au tras la drum. Nu știu cum se face când e Thanksgiving, nu mai e loc în biserică. Când e marți de rugăciune, nu știu pe cine să pui la îndel. Când trebuie să ieși cu tineri la iarbă verde, nu-ți ajung patru autocare. Și când trebuie să mergi la o văduvă sau la un orfan, îți ajunge o singură mașină cu patru locuri. Că mulți stau cu el la mesă, dar prea puțin trag la jur. Nu vrei să fii din ăla care trage la jur. Ia sarcina și du-o alături și simt eu apăsând din greu, cum ai răspunde doar tu singur de tot ce are Dumnezeu. Hristos cel Sfânt îi va cunoaște odată în cerul lui de sus, nu după haina ce ai purtat-o, ci după sarcina ce ai dus. Frageți urmări, purtați-vă sarcinile unii azi și veți împlini astfel legea. Ia crucea ta și mergi pe urme, te cânt și mulțumind ca El, iubește, roagă-te și rabdă, urmând dumnezeiescui fel. Hristos cel Sfânt îi va cunoaște, nu după numele ce spui, ci după ranele îndurate sub crucea, sub crucea ta și crucea mai răspunde doar tu singur de tot ce are Dumnezeu. Hristos cel Sfânt te va cunoaște odată în cerul lui Iisus. După haina ce-ai purtat-o, ci după sarcina ce-ai dus. Hristos cel Sfânt te va cunoaște odată în cerul Iisus, nu după haina ce-ai purtat-o, ci după sarcina ce-ai dus. Ia crucea ta și mergi pe urme, tăcând și mulțumind ca El, iubește, roagă-te și rabdă, urmând dumnezeiescui fel. Ia crucea ta și mergi pe urmă, tăcând și mulțumind ca El, iubește, roagă-te și rabdă, urmând dumnezeiescui fel. Hristos cel Sfânt te va cunoaște, nu după
curate sub crucea ta, sub crucea lui. Hristos cel Sfânt te va arăta.